Dragi prieteni, am mai trecut un an. Iată-ne din nou în preajma marelui eveniment care are loc în Statele Unite, respectiv Convenția Românilor Penticosteali din Statele Unite și Canada. Aici oamenii care se ocupă cu organizarea sunt în febra pregătirilor și am vrea să aflăm câteva informații la proaspăt. Acum, după un important meeting care tocmai s-a încheiat aici, un meeting care a durat peste 2 ore, în care s-au stabilit amănunte, în care s-au stabilit ultimele detalii, ca atunci când dumneavoastră veți veni în acest loc, totul să fie pregătit și să fie perfect. Am alături pe pastorul coordonator a ediției din acest an, respectiv pastorul Gabi Fazecaș. Ne bucurăm că vă avem și sigur cei care vor vedea acest interviu vor fi foarte curioși despre cum merg lucrurile, cum stați cu pregătirile, mai este puțin timp. Așa cum probabil ați auzit la introducere, suntem într-un timp de pregătire. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat și lucrurile au mers înspre bine și bineînțeles, sunt foarte multe lucruri de pus împreună. Atât formațiile muzicale, atât frații care vor vorbi din Cuvântul lui Dumnezeu, atât forma administrativă, toate acestea trebuie îmbinate împreună pentru că numai așa se poate ajunge la o lucrare frumoasă pe care ne-o dorim. Aici la Detroit suntem în sala aceasta a convenției, în care condițiile generale pentru o convenție sunt foarte bune și în același timp am vrea ca frații, surorile, prietenii, musafirii noștri, rudenile noastre să aibă încredere că Detroitul nu mai este chiar așa de o zonă cum era auzit despre Detroit. Detroitul s-a renovat, sala unde ne aflăm este una renovată, nouă, cu condițiile necesare și credem că prin ajutorul lui Dumnezeu convenția aceasta va fi cu o reușită frumoasă. Este un loc cu adevărat extraordinar. Suntem pe malul unui râu, iar peste râu se poate vedea orașul Windsor, Canada. Practic suntem exact pe graniță cu Canada. Un loc absolut superb. Cei care urmăresc pot să vadă câteva din imaginile pe care le-am filmat cu ocazia vizitei mele aici. Sigur, pregătirile sunt întoiți, sunt pe ultima sută de metri, ca să spunem așa. Nu vrem să facem multe dezvăluiri despre surprizele care, de care vor avea parte cei care vor fi aici, dar totuși câteva lucruri, dacă puteți să ne spuneți la ce să se aștepte cei care vin. Mă refer la capitolul muzical, fără să dăm foarte, foarte multe amănunte. Cu privire la capitolul muzical, aș putea să spun că am avut participarea tuturor bisericilor din area Detroit, așa că corul convenției cred că va fi un cor frumos, cu cântări foarte frumoase, cu cuvinte legate de tema frumoasă pe care ne-am propus-o, divinitatea cuvântului lui Dumnezeu. La fel fanfara și apoi grupurile care vor participa chiar din Detroit, din alte părți, tuturora vă spunem veniți cu curaj, cu nădejde, cu încredere că va fi o lucrare frumoasă. Ați ales o temă foarte incitantă și foarte profundă. Din titlul sau din, mă rog, denumirea sau sloganul acestei convenții, poți să te gândești la foarte, foarte multe lucruri. În mod concret, ce v-a determinat să alegeți această temă și acest nume? Cu toții știm că ne aflăm într-o vreme de provocare în zilele noastre de acum și noi credem că ceea ce ne poate ridica și ceea ce dă valoare vieții noastre de creștin, în primul rând, este Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, dacă am putea spune, este una adevărată. Este una care ne conduce la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Apostolul Petru spune, Cuvântul Domnului
rămâne în veac. Acestea vor fi unele teme abordate de slujitorii lui Dumnezeu care vor vesti cuvântul la această convenție. Și acum câteva cuvinte despre această sală. Cei care ne urmăresc pot să-și dea seama puțin despre felul în care arată această sală, chiar dacă momentan avem parte de a vedea doar jumătate, pentru că este despărțită de un zid, care, de un zid flexibil, care la momentul respectiv al convenției, acesta se va înlătura și sala va avea o lungime, o adâncime dublă. Cam câți participanți poate să acomodeze această sală? Această sală are locurile pe scaune 3600, la care se adaugă platforma convenției cu formațiile, cu corul, cu fanfara. Și așa că ne apropiem de 4000 de locuri, la care ne așteptăm să avem acești frați, surori, prieteni care să fie împreună cu noi în această, la această convenție. Nu rămân decât să vă dorim mult succes în continuare în pregătirile, care sigur sunt pe ultima sută de metri, așa cum am menționat, și totodată să ne rugăm Domnul să dea un timp binecuvântat și spiritual, dar și din punct de vedere numeric. De aceea vă rog să adresați dumneavoastră un gând către cei care ne urmăresc și o invitație, bineînțeles. Convenția Românilor Pentecostală din Statele Unite și Canada a început aici la Detroit în urmă cu 47 de ani. Un mic grup de frați de la Detroit, Chicago și Canada s-au pus împreună să se unească și să formeze așa zisa convenția zilelor noastre. De atunci și până astăzi, de 47 de ani, Dumnezeu ne-a ajutat să fim împreună, să ne adunăm, să cântăm, să ne rugăm, să proslăvim pe Domnul, să-i mulțumim pentru ocrotire. Vă mulțumesc că veți fi împreună cu noi, vă mulțumesc că vă veți ruga pentru noi, vă mulțumesc că veți face tot ce se poate să fiți din nou cu noi la această 47-a convenție. Și spun tuturor fraților, surorilor, celor ce au trecut prin aici, prin Detroit, îi invit să vină acasă cu această ocazie, să fim împreună și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți anii care ne-a dat aici, în țara aceasta și aici, la această convenție. Am dorit ca, în primul rând, să înălțăm numele Domnului, să ne bucurăm de ocrotirea Lui, de harul Lui minunat și să privim cu mult drag spre cuvântul lui Dumnezeu care El ni l-a dat și prin care noi vrem să rămânem până la capăt. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră toți, slujitorii Domnului, bisericile pe care le reprezentați, frați și surori din biserică, tineri sau vârstnici, tot ce are suflare să binecuvânteze numele Domnului, că Lui se cuvine, și vă mulțumesc pentru participare.